După o absență îndelungată, președintele Partidului Popular Creștin Democrat, Iurie Roșca, s-a făcut văzut și auzit. În cadrul unei conferințe de presă, liderul creștin democrat a comentat situația politică din Republica Moldova, creată după eșecul alegerilor președintelui statului în Parlament. Roșca crede că situația de ieri a fost determinată de imperfecțiunea normelor legale și constituționale. Roșca susține că președintele Republicii Moldova poate fi ales și cu 26 de mandate. Aș vrea să amintesc despre o parte a inițiativei mele care ținea de simplificarea procedurii de alegere a șefului statului, care să fie realizată concomitent cu reducerea competențelor președintelui Republicii Moldova și delegarea acestor competențe către Parlamentul Republicii Moldova și către guvern. Varianta pe care am propus-o este mult mai simplă și mai elastică. Prima tentativă, 3/5, 61/101, a doua tentativă, 50+1/101, ceea ce înseamnă 52, și a treia tentativă, 50+1 din 50+1, adică 52 de deputați, fiind prezenți în sala de ședință a Parlamentului, pot să aleagă șeful statului cu 26 de mandate. Roșca a vorbit și despre evenimentele de la 7 aprilie, menționând că votul său acordat pentru Voronin la 4 aprilie 2005 a evitat o criză politică similară acum 4 ani. Haideți să facem așa o paralelă. 4 aprilie versus 7 aprilie. Ce a fost mai necesar pentru Republica Moldova, nu pentru mine, pentru partid și așa mai departe? Un compromis rezonabil, necesar, util intereselor naționale ale Republicii Moldova sau o confruntare exemplară? În 2005, slavă Domnului, a fost posibilă evitarea unei crize politice care nu a putut fi evitată în 2009. Probabil că nu toată lumea a înțeles că, până la urmă, facere de politică înseamnă nu doar competiție electorală cu mesaje categorice, dar și o capacitate post-electorală de a iniția negocieri eficiente, productive, compromisuri rezonabile și morale, discuții transparente. Iurie Roșca a ținut să sublinieze că astăzi în Republica Moldova nu este nici dictatură și nici regim totalitar. Mulți dintre noi consumă acest mit. Republica Moldova este o dictatură, am auzit chiar regim totalitar. Într-un regim totalitar, opoziția poate fi găsită în trei ipostaze: în pușcărie, fugiți peste hotare sau asasinați. Asta înseamnă dictatură și totalitarism. Într-o democrație imperfectă există abuzuri de ordine administrativ, care înseamnă folosirea resurselor administrative la alegeri centrale și locale și așa mai departe. Haideți să ne imaginăm dacă Republica Moldova ar fi măcar urmă de dictatură. Chiar așa de greu ar fi fost de găsit un vot? Referindu-se la anticipate, Roșca a menționat că și în acest caz ar fi necesară modificarea normelor prevăzute de codul electoral în ceea ce privește rata de participare a cetățenilor la vot. Că alegerile anticipate vor fi în miez de vară, este de așteptat ca o bună parte dintre cetățenii Republicii Moldova să nu se prezinte la urnele de vot. Vor fi plecați în vacanțe, mulți sunt plecați peste hotare și atunci înseamnă că dacă Parlamentul nu va schimba această normă, riscăm să avem cheltuieli duble. Iată, aici cred că ar fi bine ca legislatorii să se gândească la o posibilă modificare a acestei norme și la o armonizare a normei respective cu cea care vizează alegerile locale, adică valabilitatea alegerilor parlamentare să fie recunoscută cu un minim de o treime dintre alegători înscriși pe listele de vot. Este un aspect simplu, sub aspect procedural, Parlamentul Republicii Moldova își poate permite așa ceva fără nicio problemă, chiar dacă există o recomandare a Consiliului Europei care spune că legislația electorală nu trebuie modificată cu jumătate de an, cel puțin jumătate de an înainte de alegeri. Este o recomandare, este o doleanță, nu este o normă constituțională sau juridică. Păi vara dumneavoastră ați vrut, domnișoară, dumneavoastră ați vrut alegeri anticipate. Acum mergeți dumneavoastră și cu domnul Chirtoacă la alegeri și o să aveți o majoritate de 50%. Roșca a declarat că formațiunea sa va participa la anticipate, dar nu va fuziona cu niciun alt partid politic. Nu ne gândim să fuzionăm cu alții, nici nu este momentul, nici nu este cazul. Am auzit despre intenția unora de a forma liste comune, să vedem care va fi
Rezultatul Partidului Popular Creștin Democrat va merge de sine stător, cum v-am spus. Sperăm să luăm un rezultat care să ne permită să fim partid parlamentar cu influență reală în viitorul legislativ și cu șansa de participare la viitoarea arhitectură post-electorală.